Ce poveste pentru un român. La 10 ani și-a pierdut un picior, dar nu s-a dat bătut și a ajuns campion mondial. Ariane, dovada clară că nimic nu e imposibil. La 7 ani, în urma unui accident la rugby, el și-a pierdut un picior. S-a apucat de not și 10 ani mai târziu a devenit campion mondial. Nu mă consider cu nimic superior sau inferior față de alții. Eu am știut din prima ce vreau, am știut că vreau să câștig. De la not la triatlon a fost doar un pas pentru puștul de clasa 11-a. În scurt timp, el a devenit vicecampion mondial. A fost foarte dificil la început, pentru că nu știam practic să alerg deloc, uitasem cum e să alerg și a trebuit să o iau de la zero. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.